Domnule Florin Hozo, care este motivul pentru care de astăzi vă retrageți donația făcută statului român? Pentru că de peste două luni de zile aceste echipamente așteaptă în depozit pentru a fi livrate către centrele de transfuzie, iar Ministerul Sănătății nu ne-a comunicat unde anume ar trebui să instalăm cele 32 de echipamente suplimentare de plasma fereză și de asemenea dacă putem să instalăm la Institutul Cantacuzino echipamentele de testare NAT de inactivare virală a plasmei convalescente, de congelare rapidă și de depozitare a plasmei astfel încât Institutul Cantacuzino să devină centru care stochează plasma convalescentă din România, adică banca centrală de plasmă convalescentă. A dat ministerul vreun răspuns după ce dumneavoastră v-ați oferit să adăugați celor 18 aparate de plasma fereză încă 32? Oficial nu a răspuns la absolut nici unul din cele peste 10 e mail în care am făcut oferta, după care am revenit și am cerut să ni se comunice centrele unde ar trebui să instalăm aceste echipamente. Într-o emisiune în care am fost în direct cu domnul secretar de stat Garofil, Dânsul a spus că ei și-au asumat doar trei echipamente și este așa, practic și-au și dat acordul și doar... Și, și într-adevăr în protocolul de donație se face vorbire despre trei echipamente care merg donație la Ministerul Sănătății. Restul echipamentelor pot fi instalate doar în măsura în care centrele de transfuzie sau autoritățile locale le solicită Aici mie mi se pare un pic uh, o fugă de răspundere, dacă aș putea să-mi permit uh, să spun lucrul ăsta. Se pentru întâmplă că, des în România, e ok. Pentru că, de fapt, toate aceste centre de transfuzii din România, care sunt 40 sunt de stat și sunt în subordinea directă a Ministerului Sănătății. Ele nici măcar nu au personalitate juridică, ele sunt ordonatori terțiar de credit. Ele nu pot nici măcar să facă o achiziție fără ca Ministerul Sănătății să aprobe acest lucru. Deci evident că nici măcar nu pot să primească donații fără ca Ministerul Sănătății să aprobe acest lucru. Așa că este un mod elegant de a fugi de răspundere. În momentul ăsta, în afară de cele trei instalate cu acordul Ministerului Sănătății, câte sunt? Sunt 18. În total sunt 18 echipamente instalate în 18 centre de transfuzii din țară. Asta înseamnă că acoperim aproape jumătate din uh, teritoriul României. Retrageți și dintre acestea instalate deja? Conform contractelor de sponsorizare încheiate pentru fiecare astfel de echipament, fiecare centru de transfuzie are obligația să realizeze un număr minim de uh, colectări de plasmă în fiecare lună. Câte? Sunt 65 de colectări de plasmă lunar care ar trebui să fie realizate. Am constatat că sunt centre de transfuzie care într-o lună au realizat 0 colectări de plasmă. Iașul a realizat un număr de colectări de plasmă în șase săptămâni pentru că acolo s-a instalat de mai devreme, dar are și cel mai mare număr de donatori care s-au prezentat la donare și au fost refuzați pe motive care nu sunt prevăzute ca fiind motive de respingere a donatorului în metodologie. De pildă? Că nu are vene. În România, constatăm că foarte multe centre refuză donatorul de la donare și spune nu are Vene, în condițiile în care acest criteriu nu este un criteriu de eliminare. Doar 2% din totalul donatorilor la nivel mondial este complicat să le recoltezi plasmă prin plasma fereză și atunci se preferă să se recolteze sânge. Dar în România, constatăm, de exemplu, la Iași, că aproape. 40% dintre donatori au fost respinși pe motiv că nu au vene. Eu nu cred că la ea și venele sunt mai mici decât în restul lumii. Un alt motiv, de exemplu, este cel că o persoană avea, de exemplu, depresie. Depresia de asemenea nu este un criteriu de respingere la donare a unui donator nici de sânge, nici de plasmă, nici de trombocite, mai ales dacă nu este o depresie care este sub tratament. Omul a avusese depresie la începutul anului trecut și când a fost întrebat de ce boli cronice ați suferit în ultimul an, omul a răspuns am avut și o depresie și a fost eliminat pe motiv că are o depresie. De ce credeți că, de fapt, nu se colectează plasmă prin plasma fereză în România? În primul rând, pentru că cei din centrele de transfuzie nu au experiență în această procedură. Deși și se este... tem să nu dea greș? Se tem să nu dea greș este, iarăși, o fugă de răspundere a omului lipsit de experiență. Să nu uităm, procedura de plasma a fost inventată și se practică de 40 de ani, dar în România se practică de 40 de zile pentru că până când le-am dat aceste echipamente, nu au făcut plasma fereză, au făcut afereză de trombocite și cam atât. Vă rog să lămurim și acest aspect. Care este diferența? Diferența între colectarea de plasmă prin donarea de sânge și colectarea de plasmă prin procedura de plasma fereză este una destul de mare, mai ales în privința eficienței. La sânge se colectează sângele, maxim 450 de ml de sânge. Acel sânge se centrifugează. Prin centrifugare se separă plasma de celelalte componente sanguine. De obicei se folosesc celelalte componente și se prepară concentrat trombocitar sau concentrat eritrocitar și plasma se folosește ca atare plasma dar se pot obține maxim 220 de ml de plasmă care înseamnă o singură doză iar donatorul nu mai poate reveni la donare decât după două luni. În aceste două luni cu siguranță titlul de anticorp, adică concentrația de anticorpi anti-covid se reduce substanțial, deci nu mai este bună plasma pentru tratamentul pacienților critici. Când colectăm plasmă prin plasma fereză, echipamentul de plasma fereză are o centrifugă și un întreg set de componente care separă direct din sânge plasma, o reține în pungile de colectare, reține, poate reține până la 600 de mililitri de plasmă în Europa și până la 800 de mililitri de plasmă în Statele Unite în funcție de legislație, astfel încât restul componentelor care sunt trombocite, eritrocite și toate celelalte componente sunt reintroduse în organismul donatorului, și în felul acesta el poate reveni la donare în România la fiecare două săptămâni. Asta înseamnă că pe parcursul unei luni, donatorul poate să doneze de 3 ori, câte 600 de ml de plasmă, care înseamnă câte 3 doze de plasmă. Deci omul respectiv poate să doneze 9 doze de plasmă. Diferența între o singură doză și 9 doze este una foarte mare. Mai multe vieți Sunt mult mai multe vieți salvate, sunt mult mai mulți pacienți care pot fi tratați. Ăsta este motivul pentru care am extins donația de la 3 cât a fost inițial până la 50 de echipamente puse la dispoziție gratuit timp de un an de zile ca să putem să avem în fiecare centru de transfuzie cel puțin un echipament care să poată să facă colectare prin plasma fereză, adică un donator să poată da 9 doze, nu o singură doză. Donație care de astăzi nu mai este valabilă și a respectat ministerul partea de înțelegere măcar pentru cele trei? Aici lucrurile sunt destul de critice pentru că în primul rând ministerul a avut o problemă și în a comunica cu centrele de transfuzie, cele trei centre de transfuzie pe care nouă ni le-a comunicat că acolo trebuie să instalăm echipamentele, astfel încât, deși ne indicase inițial că vom instala unul din echipamentele donate la Timișoara, ne-am trezit că Timișoara refuză acest echipament și că suntem în ciuda nevoiți. Factului... Că Ministerul semnase negru în pe În Da, faptului că Ministerul ne-a trimis să ducem echipamentul acolo, în urma uh, deciziei Ministerului de a duce echipamentul acolo. Conducerea de la Timișoara a refuzat acel echipament. Am semnalat Ministerul Sănătății și că sunt niște motive ciudate în privința acestui refuz. Mai precis, au inițiat o procedură să achiziționeze uh, niște echipamente și niște chituri de trei ori mai scumpe decât valoarea donației făcute de noi, echipamente și chituri care erau gratis, dar a avut o problemă inclusiv în a găsi o soluție. Am fost nevoiți să mutăm echipamentul la Timișoara la Arad după două săptămâni, timp în care echipamentul evident nu a fost folosit. Acum este folosit cu maxim succes la Arad. Dar cum vă explicați asta? Practic, Ministerul, Autoritatea Supremă, practic în domeniu, spune faceți așa și ei nu fac așa. Păi, în aceste două luni de zile noi am constatat un lucru absolut halucinant. Ministerul Sănătății nu controlează centrele de transfuzie care sunt de stat. Și cine le controlează? Păi le controlează cei care le stăpânesc și le stăpânesc diverse companii care reușesc să fie privilegiate în relațiile comerciale cu respective. Mă tem că aici ar trebui să aduceți niște dovezi, domnule Hozoc. De exemplu, cazul de la Timișoara este unul cât se poate de clar. Acolo există dovezi, le-am pus la dispoziția Ministerului Sănătății. Ministrul Sănătății, în întâlnirea respectivă pe care am avut-o cu dumnealui, l-a chemat pe șeful Corpului de Control, i-a pus la dispoziție sesizarea și documentele pe care noi le-am dat și i-am dat documente foarte clare. În timp ce refuza deci, în perioada de două săptămâni cât a refuzat uh, echipamentul donație de la noi pentru plasma fereză și cele 1000 de chituri donație pentru centrul de transfuzii, transfuzie, conducerea centrului de transfuzie de la Timișoara a inițiat proceduri de negociere directă cu o companie pentru achiziționarea de chituri de plasma fereză, al căror preț era. De 2,8 ori mai mare decât prețul chiturilor de plasmafereză pe care noi le dădeam gratuit. Vreau să întăresc asta pentru că vreau să mă asigur că eu personal am înțeles exact și atunci și cei care vor privi acest interviu. Dumneavoastră spuneți că centrele de transfuzii din România sunt păstorite de uh, societăți farmaceutice? Centrele de transfuzii din România sunt păstorite de manageri care au relații privilegiate cu diferite companii de distribuție de echipamente și consumabile pentru transfuzie sanguină. Ministrul Nelu Tătaru știe această situație? Ministrul Nelu Tătaru cel puțin a avut acces la documentele pe care eu i le-am pus la dispoziție în data de 5 mai. Atunci, de față cu mine, i-a solicitat șefului Corpului de Control, într-o discuție pe care au avut-o de față cu mine, să inițieze control la Timișoara pentru a verifica documentele pe care eu le-am pus la dispoziție. Pe lângă această ofertă solicitată și primită de centru de la Timișoara, i-am spus că există contract între centru de la Timișoara și compania respectivă, încheiat acum 10 ani, care obligă centrul de la Timișoara sau centru de la Timișoara se obligă să stimuleze vânzările de consumabile distribuite de respectiva companie farmaceutică. O astfel de prevedere într-un contract încheiat de un centru de transfuzie este complet ilegal. Să sperăm că vom avea curând un răspuns de la Ministerul Sănătății apropo de această anchetă pe care a promis-o nelutătar da. acolo la Timișoara. Am solicitat în această perioadă de două ori Ministerului să mă informeze în ce stadiu se află această anchetă. n-am primit niciun răspuns cum de altfel la niciun e-mail nu am primit răspuns, noroc că din când în când reușeam să am o întâlnire personală fie cu ministrul fie cu câte un secretar de stat Pe de altă parte nu este de datoria ministrului să vă informeze, A, nu? În mod normal, fiind vorba despre o petiție, o sesizare conform legii, în 30 de zile, ministerul este obligat să răspundă la această sesizare au trecut cele 30 de zile Domnule ce se întâmplă acum cu aparatele pe care le retrageți? Le duceți în altă țară? Echipamentele pe care le retragem, deocamdată le ducem în alte centre din România. Vorbim de cele care sunt instalate. Da? Deci, cele 18. Cele 18. Faceți o rocadă cumva. Facem, de exemplu, urmează să retragem 3 din cele 18, din acele centre care nu au reușit să facă un număr minim de recoltări și ele vor fi mutate în alte centre din cele 22 care încă nu au echipament de plasma fereză, centre pe care ne le indică Institutul Național de Hematologie care face o evaluare și vede unde ar fi bine să mutăm acele trei echipamente. Asta înseamnă că pe parcursul acestui an, așa cum v-ați angajat, rămân 18, 18 în România. 18 rămân în România. Ce faceți cu celelalte 32? Și celelalte 32 vor rămâne tot în România. Pentru că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu asociațiile de pacienți, care sunt pacienți care au nevoie de imunoglobulină, în special, dar și de alte uh, medicamente derivate din plasmă, am hotărât să constituim o societate care să deschidă centre de colectare de plasmă în România și care. În maxim 5 ani de zile, să deschidă în România fabrică de procesare a plasmei, în vederea realizării de imunoglobulină și alte medicamente derivate din plasmă. Vă permite legislația? În acest moment, legislația din România nici nu permite explicit, nici nu interzice explicit. Singurul lucru pe care vom încerca să-l obținem este un punct de vedere foarte clar, de la Ministerul Sănătății, după ce vom constitui această societate comercială, în care asociațiile de pacienți vor deține 30% din acțiuni, astfel încât să poată să aibă controlul de plin, privind operațiunile de recoltare și de procesare a plasmei de la donatorii români. Și cele 70%? Celelalte 70% vor rămâne procente deținute de compania Besmax pe care o reprezint și în care sunt asociat. Deci, 70% de vor fi deținute de privat, 30% de vor fi deținute de reprezentanții pacienților. Câte asociații? În momentul de față, sunt discuții cu două asociații care deja au acceptat uh, această idee, dar evident că vor putea să intre cu acțiuni, totalizând, cum am spus, 30%. Orice asociație de pacienți reprezentativă pentru pacienți care sunt dependenți de medicamente derivate din plasmă și care nu sunt înființate pe picior în ultimele luni, ci au cel puțin un an de activitate. Rapid? Este asociația română a pacienților cu imunodeficiență, este asociația pacienților cu afecțiuni autoimune, poate fi asociația pacienților cu hemofilie. Pot fi asociații ale pacienților cu boli e, neurologice care au nevoie de tratament cu imunoglobulină. Mai sunt și alte asociații de pacienți care reprezintă pacienți dependenți de medicamentele esențiale fabricate din plasmă umană. În acest moment, legea din România nu-i permite privatului să colecteze sânge sau plasmă. Cum face? Da, în acest moment, legea e, română specifică că. Această colectare de sânge sau componente de sânge se poate face doar prin centrele de uh, transfuzie din sistemul de transfuzie național, toate fiind de stat. Deci se instituie un monopol de stat în condițiile în care, iată, România, deși are acest monopol uh, statul, uh, România nu a fost în stare să colecteze de 30 de ani de zile nici un gram de uh, plasmă pentru fabricarea de medicamente derivate din plasmă. Vom solicita României să-și alinieze legislația la legislația similară din țări europene care au cele mai bune rezultate, atât în colectarea de sânge, cât și în colectarea de plasmă pentru fabricarea de medicamente. Astfel de țări sunt Austria, Cehia, Germania, Ungaria. Iată, de exemplu, aceste patru țări acoperă. Peste 50% din consumul, la nivel european, pentru fabricarea de medicamente derivate din plasmă. Și aceste țări permit colectarea de plasmă și în centre private sau în centre aparținând unor organizații neguvernamentale. Din câte știu, în Ungaria, în urmă cu 10-15 ani, statul și-a declarat impotența pe această parte și a spus, ok, liber la colectare. Și dacă nu mă înșel, în acest moment Ungaria colectează exclusiv prin firme private. Nu colectează exclusiv, dar 95% este colectat prin firme private. Statul colectează și el plasmă, de fapt statul nu mai colectează plasmă prin plasma fereză. Statul recuperează plasmă din sângele care nu este utilizat integral și pune la vânzare această plasmă către companiile care colectează în Ungaria și fabrică imunoglobulină și alte derivate din plasmă. Ce șanse dați acestui proiect în România? Eu Pentru că... că așa sună bine. Pare că nu vom mai avea o criză de imunoglobulină și că pacienții nu se vor mai teme de la o zi la alta că nu au medicamentele care îi țin în viață până la urmă. Eu cred că aceste două luni de când discutăm și încercăm să facem prin centrele de transfuzie ale statului, colectarea de plasmă convalescentă, au arătat mai mult decât până acum că statul, prin centrele de transfuzie ale statului, nu este în stare să facă astfel de lucruri. De acord cu noastră, dar tot statul decide. Iar în acest moment, eu nu cred că mai poate exista vreun politician din România care să susțină în continuare că statul trebuie să păstreze acest monopol în condițiile în care, iată, avem un stat care n-a fost în stare să organizeze colectare de plasmă convalescentă și suntem la nivelul de 0,7% din numărul de vindecați, atât am reușit să colectăm plasmă. 0,7% în condițiile în care media europeană este de 4,7%. În Statele Unite procentul este de 8,5, în uh, Ungaria procentul este de 11, în Austria procentul este de 12, deci 12% din cei care s-au vindecat au ajuns și au donat măcar o dată plasmă convalescentă. Asta îți arată care sunt modelele pe care trebuie să le urmezi. Eu nu cred în momentul de față că politicienii români își mai pot permite să piardă voturile pacienților care au suferit prea mult. Sună cinic, dar depinde cât sunt, domnule Hozoc. Da, e adevărat. Sunt sigur că noi singuri, antreprenorii din zona aceasta de activitate, nu vom avea niciun succes dacă pacienții nu se vor mobiliza. Tocmai asta este motivul pentru care am ales ca orice acțiune pe care o fac eu ca antreprenor în zona de sănătate, pe zona asta de colectare și procesare de plasmă convalescentă, să fie uh, făcută împreună cu pacienții și pacienții să poată să aibă acces la toate informațiile și, de ce nu, la profitul realizat din această activitate nu vă luptați doar cu statul sau doar cu zona politică. Trebuie să vă spun că vă luptați și cu o mentalitate care există în România, aceea noi nu ne vindem sângele. Da, nu e vorba că se vinde sângele. Cum am și spus până acum, peste tot, este vorba despre a colecta plasmă pentru România. Noi colectăm plasmă pentru România. Plasma colectată de la donatorii români, Va fi procesată în final în România. Pentru că de asta vrem să facem fabrică în România. Eu, ca antreprenor, îmi doresc să am fabrica mea, nu să duc plasma românească și să o procesez sau să o vând uh, unei fabrici din străinătate. Și atunci lucrurile sunt foarte simple. Da, vom procesa plasma românească într-o fabrică din străinătate până când construim fabrica în România. Nu putem să construim fabrică în România până când nu ajungem la un nivel de colectare care să fie de minim 200.000 de litri de plasmă anual, care să justifice economic uh, înființarea unei fabrici din România. Pentru că o fabrică care să proceseze mai puțin de 500.000 de litri de plasmă este ineficientă. Dar. Obiectivul este să avem această fabrică, obiectivul este ca împreună cu pacienții a căror viață depinde de tratamentul cu imunoglobulină să facem campanii de informare pentru a ajunge la toți oamenii informația că pot să salveze vieți și am făcut și până acum, de exemplu am spus, este nevoie de 5 oameni care pot să asigure tratamentul pentru un an de zile pentru un pacient cu imunodeficiență. Sunt pacienții aceia care au suferit și care au fost în pericol de moarte în criza imunoglobulinei din 2017. Sunt convins că există 5 români, fie că sunt prietenii acelui pacient, trudele acelui pacient, fie că sunt necunoscuți, care pot adopta un astfel de pacient și odată pe lună se pot duce să doneze plasmă pentru a asigura tratamentul acelui om. Vorbim de plasmă de la români pentru România. Evident, se poate ajunge, cum este de exemplu în Ungaria, să colectezi de la donatori de trei ori sau de patru ori mai multă plasmă decât este necesar în țara ta, dar nici atunci nu uh, trebuie să ne speriem, pentru că să nu uităm un lucru. De 30 de ani pacienții din România care au supraviețuit pentru că au fost tratați cu imunoglobulină, au supraviețuit tocmai pentru că alte țări, cel mai bun exemplu este Ungaria, nu au fost conduse de oameni atât de încuiați la minte care să spună noi nu ne vindem plasma. Noi, pacienții noștri, pacienții români, cei peste 20.000 de români care sunt tratați cu produse din plasmă, Trăiesc pentru că maghiarii, austriecii, germanii, elvețienii, cehii, polonezii, italienii nu strigă toată ziua, noi nu ne vindem sângele. E plasma lor, din care ajunge să fie fabricate medicamente, care îi tratează pe români. S-a renunțat la ideea de a avea o bancă de plasmă și sânge în România printr-un parteneriat public-privat? Eu nu mai cred, deși sunt unul dintre cei care am propus această soluție. Eu nu mai cred în ea dintr-un motiv foarte simplu. În România, pe lângă irresponsabilitatea pe care o întâlnim atât la birocrați cât și la destul de mulți politicieni, politicienii mai au încă o mare problemă, sunt extrem de populiști. Și ei încearcă să capitalizeze politic lupta anticorupție și sunt în stare să conteste absolut. Orice procedură, orice licitație, orice acțiune care este făcută de cei pe care i-au înlocuit la guvernare, și să arunce în aer orice. Și atunci, atâta timp cât statul român, în momentul de față, nu este în stare să asigure o procedură transparentă de licitație prin care să fie selectat partenerul privat care să semneze un contract de parteneriat public-privat pentru realizarea unei astfel de bănci, nicio companie serioasă care gândește o investiție pe termen lung de 25 de ani nu poate risca să intre într-un contract cu statul, ca într-un an, 2, 3, 4, 5, 10, să fie ținta unui întreg circ politic cu acuzații de corupție. Pentru că acea licitație nu a fost derulată absolut transparent și dincolo de orice acuzație de corupție. Dar sunt politicieni care vă acuză pe dumneavoastră. Acest privat vrea să facă bani pe seama românilor. În România avem astfel de politicieni care au în continuare un discurs comunist. În toată lumea asta. Există antreprenori, adică privați, care fac bani din vânzarea de bunuri și servicii care sunt folositoare celor care le cumpără. O parte din acești antreprenori fac medicamente. Medicamente care salvează vieți. Fără antreprenorii din lumea medicală care investesc în cercetare, care investesc în fabrici de medicamente, Speranța noastră de viață astăzi n-ar mai fi fost 80 de ani cât este media la nivel mondial, ar fi fost cea pe care o aveam acum 200 de ani, 42 de ani. Diferența între cele două perioade este dată tocmai de faptul că industria farmaceutică înseamnă că niște antreprenori sau niște companii sunt în concurență pentru a dovedi Pacienților, medicilor, uh, guvernelor care decontează tratamentele medicale, că tratamentele medicale pe care le oferă sunt cele mai bune. Sunt în competiție, de asemenea, pentru a atrage finanțare cu care să poată face cercetare pentru descoperirea de noi tratamente pentru boli care astăzi sunt incurabile. Și atunci, concluzia este următoarea. Nu cred că trebuie să privim uh, antreprenorii care Fac profit din vânzarea de medicamente, ca fiind lipsiți de moralitate și de etică, în timp ce nu ne deranjează antreprenorii care fac profit vânzând alcool, tutun sau chiar iPhone. Haideți să ne întoarcem un pic la colectarea de plasmă convalescentă în România. Știți până în acest moment, mi-ați spus un procentaj de 0,7%, știți și câți pacienți au fost tratați cu plasmă? Conform discuției pe care am avut-o cu șeful Comisiei de uh, Terapie Intensivă din cadrul Ministerului Sănătății, știu că sunt peste 50 de pacienți, undeva chiar aproape de 60 de pacienți care au fost tratați. Pacienți în stare critică. Pacienți în stare foarte critică, pentru că, iarăși, aici este o problemă. Uh, toate celelalte țări care aplică acest tratament și-au actualizat deja de două sau de trei ori protocolul de tratament și fiindcă au constatat că rezultatele sunt cu atât mai bune cu cât tratamentul se aplică mai devreme, au modificat protocoalele și administrează plasma convalescentă înainte de a fi intubat pacientul respectiv. Bun, la noi în continuare trebuie să fie intubat, trebuie să fie în stare critică, unii sunt chiar în stare foarte critică la momentul administrării. Bun, peste în total 60. Aproape 60, peste 50 și domnul profesor îmi spunea că rata de supraviețuire a acestor pacienți pare a fi undeva între 40 și 45%, aproape jumătate. Aproape jumătate în condițiile în care rata generală de supraviețuire a pacienților în stare critică cu disfuncție multiplă de organe, cum sunt pacienții aceștia la care se administrează, dacă nu li se administrează plasmă, este de până în 20%. Asta înseamnă că se dublează rata de supraviețuire și în România prin administrarea plasmei convalescente. Din păcate avem deocamdată prea puțină plasmă convalescentă ca să avem mai mulți pacienți. Dar din ce spuneți noastră, dacă 50% este șansa de supraviețuire, înseamnă că în jur de 30 de pacienți s-au vindecat și sunt deja acasă. Aici este o chestiune care înseamnă așa, foarte mulți dintre pacienți sunt încă în spital pentru că mulți dintre ei aveau și alte afecțiuni cronice care au fost decompensate în perioada aceasta și ei sunt sub observație în continuare pentru a fi stabilizați din punctul de vedere al acelor afecțiuni pe care le aveau. O parte însă sunt deja acasă, o parte au și dat deja interviuri presei. Din ce spuneți dumneavoastră, domnule Florin Hozoc, eu înțeleg că, de fapt, statul român, prin necolectarea de plasmă convalescentă, le refuză pacienților aflați în stare critică o șansă la viață. Da, putem să spunem și lucrul ăsta la un dat, am putea să facem inclusiv o statistică și să constatăm. Că dacă, de exemplu, plecăm la ideea că. și e o idee pe care o găsim în cele mai pesimiste studii, în momentul de față, la nivel internațional, sunt studii care spun că se reduce la jumătate mortalitatea, sunt studii care spun că se reduce chiar de 3 ori sau de 4 ori mortalitatea. Am putea să facem studii și să spunem că din cei 1300 de pacienți am fi putut să salvăm o parte adică ar fi avut șanse la viață. Dar ce este cel mai grav, dincolo de faptul că în momentul de față statul nu a fost în stare să mobilizeze centrele de transfuzie pentru a colecta plasmă și astfel pentru a salva mai multe vieți, este că vedem că statul nici măcar nu este în stare să facă lucruri simple pe care toate celelalte state l-au făcut. Dau două exemple. În momentul de față, la nivel european, se derulează un studiu clinic în care au fost incluse centre din toată Europa, spitale din toată Europa. România lipsește de la acest studiu clinic pentru că n-a fost niciodată prezentă în ședințele cu specialiștii organizate de Comisia Europeană, în care s-au alocat resurse pentru a se face integrarea diverselor spitale din Europa. Aveți convingerea acest studiu. că n-au fost? Avem, Am convingerea și am datele că nu au fost. Ăsta e un lucru foarte grav și nu ține de uh, competența ministrului sau a conducerii ministerului, dar ține de competența Comisiei de Transfuzie și de competența medicilor care astăzi gestionează sistemul de transfuzie. Nu vorbesc de medicul acela care își face datoria, de exemplu, la Galați, la Centrul de Transfuzie Galați, care este centrul de transfuzie unde nivelul de colectare de plasmă convalescentă raportat la numărul de donatori este peste media europeană. Deci avem și noi un oraș în România unde nivelul de colectare de plasmă convalescentă este peste media europeană. E Galați. Galați, cred că acolo a fost și o situație primii donatori au fost soți și soție soț și o soție, familie, da? dar acolo de ce spun că omul simțește locul. Acolo pe de o parte, managerul centrului, care nu este medic uh, transfuziolog, dar este o, o doamnă extraordinară, s-a implicat și se vede lucrul ăsta. Autoritățile locale de asemenea s-au implicat. Președintele Consiliului Județean de la Galați a făcut spoturi video și audio difuzate în toată presa locală, prin care cheamă în fiecare zi de peste 10-15 ori pe toți cei vindecați să meargă la donare. Asta schimbă lucrurile. Când autoritățile informează, când autoritățile sunt convingătoare, când autoritățile cheamă. Lucrul ăsta se întâmplă în Statele Unite, lucrul ăsta se întâmplă în Marea Britanie. Marea Britanie, Ministrul Sănătății a fost deja de trei ori să doneze, să doneze plasmă. Ba chiar și Republica Moldova. Despre premier știți dacă a fost sau nu? Premierul Donere. a donat și el o dată. Și Republica Moldova. Deși au mult mai puțin vindecați decât noi, adică au de trei ori mai puțin vindecați decât noi, au deja 150 de donatori, în timp ce noi avem 116. Și dacă nu ne plac politicienii, putem să ne uităm către exemple concludente din lumea mondenă. Sunt actori care au donat plasmă după ce au fost infectați cu COVID-19? Da, Evident, îl avem pe Tom Hanks, avem multe alte vedete americane. Bun, toată lumea spune, domnule, America este altceva. De parcă nu ar trebui să ne uităm la Statele de parcă Unite. Nu tot sânge și curge exact. prin vene De și parcă nu ar trebui să ne uităm la Statele Unite ca la o, o țară locuită de oameni. Ei sunt extraterestri. Vreau să ne întoarcem un pic la studii. Există în acest moment studii concludente care arată că tratamentul cu plasmă convalescentă este eficient 100% în tratarea bolnavilor infectați cu SARS-CoV-2? În acest moment există câteva studii. Încă nu există un studiu așa cum se numește randomizat, adică făcut pe pacienți care au primit acest tratament și s-a alocat tratamentul respectiv. Pe criterii, să spunem, la întâmplare, adică nu neapărat țintit pentru că știai pacientul, pentru că l-ai ales în mod special sperând că se va vindeca. Nu. Deci nu există un astfel de studiu pentru că, evident, sunt în lucru. Să nu uităm, de exemplu, în Statele Unite sunt deja peste 23.000 de pacienți tratați cu plasmă convalescentă. Acolo, și vindecați că e o diferență. Acolo, acolo se uh, realizează în momentul de față acest studiu mare uh, randomizat. Deocamdată s-au publicat datele de siguranță a administrării. Pe 5.000 de pacienți din acești 5.000 de pacienți s-a constatat că plasma este sigură pentru că doar 1% dintre ei au dezvoltat o reacție adversă, dar doar 0,3% au dezvoltat o reacție adversă severă. Și din acești 5.000 de pacienți au murit doar 14,9%. Acum, cei 5.000 de pacienți nu sunt un eșantion randomizat, dar făcând comparația între ce se întâmplă cu mortalitatea la pacienții în stare critică, care nu primesc plasmă convalescentă, mortalitate care se situează undeva în jur de 25 până la 30% și comparând-o cu cea de 14,9%, putem să tragem o concluzie că pe acest eșantion de 5.000 de pacienți s-a redus mortalitatea la jumătate, de la 30 la 15%. Aici aș avea și eu o completare, l-am auzit recent pe profesorul Dorel Sândesc spunând rău nu face, domnule. Da, uh, lucrul ăsta deja este evident, uh, pentru că în Statele Unite primul lucru pe care au încercat să-l rezolve cercetătorii a fost să constate dacă administrarea de plasmă poate face rău. Pentru că dacă constatau că face rău, opreau toate studiile, toate cercetările, toată administrarea. Lucrul ăsta l-au constatat deja după primii 5.000 de pacienți că rău nu face. De aceea au și extins cercetarea și în momentul de față au ajuns la 23.000 de pacienți. Dar mai mult decât atât, în Statele Unite, ca și în Germania, ca și în Marea Britanie și ca și în Franța, se face un studiu separat și pentru profilaxia, adică pentru imunizarea pasivă a persoanelor care nu au fost infectate și care prin administrarea de plasmă convalescentă, o dată pe lună, sunt imunizate astfel încât atunci când intră în contact cu persoane contagioase, infectate și contagioase, să nu facă o formă severă a acestei infecții. Profesorul Săndesc se referea strict la situația din România. Știu, știu, dar amintesc lucrul ăsta pentru că inițial în protocolul de donație noi am acoperit aceste două situații. Plasma convalescentă să fie utilizată pentru pacienții critici și pentru imunizarea cadrelor medicale care lucrează direct cu pacienții care sunt persoane expuse. Acest lucru încă nu s-a început în România. E foarte important de spus ceva care eu consider că este esențial. De ce am făcut această donație, că suntem mereu întrebați? Păi este simplu. Tocmai pentru că era un tratament experimental, care se putea dovedi în parcursul următoarelor luni că nu este eficient. Am spus, punem noi la dispoziție și echipamente, și kiturile de recoltare, astfel încât tot acest demers de a colecta plasmă convalescentă în vederea administrării să nu greveze financiar statul român. Adică să nu coste nimic, domnule. Punem noi la dispoziție tot. Am pus la dispoziție uh, echipamente și am extins până la 50 de echipamente ca să poată colecta plasmă orice centru de transfuzie din România. Am pus la dispoziție 9000 de chituri astfel încât să poți să recoltezi până la 27.000 de doze de plasmă pe care să le folosești fie pentru pacienții critici din primul val, fie să le depozitezi pentru pacienții critici din al doilea val. Fiecare Poate le, nu mai vine și Fie să le folosești pentru imunizarea celor care sunt în uh, grupa de risc. De asemenea, pe cheltuiala noastră am făcut registru online al donatorilor unde se pot înregistra și se pot uh, programa donatorii. Pe cheltuiala noastră am făcut pliante pe care le-am dat centrelor ca să le dea în toate spitalele care tratează COVID și în felul ăsta să fie informați toți acești ce oameni. Adică am considerat că putem să facem acest efort pentru a ajuta statul să mai facă ceea ce depindea doar de el fără să cheltuiască bani, și anume să facă campanii prin care să informeze și să învețe pe români cât de important este dunarea de plasmă, așa cum îi învață pe români cum să se spele pe mâini și cum să-și pună mască la gură. Din păcate, în momentul de față, statul român nu face decât atât. Ne învață să ne spălăm pe mâini și să purtăm masca. Apropo de costuri, la un moment dat Unifarm avea o datorie majoră către dumneavoastră, către alte companii care importă și distribuie imunoglobulină. S-a stins acel... Da, s-au stins acele datorii. În momentul de față am doar vești bune în privința imunoglobulinei, în sensul că în depozitele Unifarm să este suficientă imunoglobulină, iar anul acesta deja am avut discuții cu Ministerul Sănătății și le-am garantat, în baza garanțiilor pe care și noi le-am primit că până la sfârșitul anului vom asigura uh, o cantitate totală de peste 220 de kilograme de imunoglobulină care este mai mult decât suficientă pentru consumul pacienților români, iar la începutul anului viitor, cel puțin pe primele șase luni, vom păstra același ritm de aprovizionare. Deci, din punctul ăsta de vedere, deși la nivelul Uniunii Europene există anumite îngrijorări pentru că a scăzut colectarea de plasmă la nivel global cu 25% din cauza pandemiei, în România România pot să asigur de data asta că nu va fi o criză cel puțin în următorul an fără niciun fel de discuție, dacă nu ne trezim că se modifică prețurile sau se reintroduce taxa clawback pentru medicamentele derivate din plasmă. Asta este o veste foarte bună. Reiau cumva ideea. România nu riscă, în următorul an, o nouă criză în de imunoglobulină care ar putea să ducă la pierderea de vieți omenești. Este ultima întrebare, domnule Florin Hozoc. Nu vă vine așa să vă luați aparatele astea de plasma fereză și să vă mutați cu ele în altă țară? Păi, da, mai ales că eu le cumpărasem ca să-mi văd de treaba mea și să colectez plasmă într-o țară. Din Uniunea Europeană, care permite acest lucru, și l am adus de acolo în România. Văd că în România nu sunt bine primite, ba se și consideră așa că aș deranja cu aceste echipamente. De multe ori îmi vine să îmi iau câmpii, cum se spune, dar mi-aduc aminte că orice antreprenor trebuie să învețe să-și urmărească visul. Dar visul meu este ca până la sfârșitul vieții. Să reușesc să construiesc în România o fabrică de imunoglobulină și derivate din plasmă. Și România să devină una dintre țările europene care își asigură singură toate aceste medicamente pentru pacienții pe care îi are. În numele tuturor pacienților interesați de imunoglobulină, de produse derivate din plasmă, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și propun să stăm de vorbă de fiecare dată atunci când aveți vești. Mulțumesc!